Primarul municipiului Târgu Jiu este îngrijorat de noile plăți puse în spate de guvern. Marcel Romanescu afirmă că nu poate susține financiar centrele de vaccinare din Târgu Jiu. Că le-am pus la dispoziție două spații adecvate, unul la stadion, în spațiile de la stadion, unde am și primit autorizarea pentru a putea funcționa acest centru, și un alt spațiu în sala de sport a Școlii Generale Constantin Brâncuș, fosta școală numărul 12 pentru cei care locuiesc în partea de sud a orașului Târgu Jiu. Tot ceea ce a însemnat dotarea cu pavilioane de partajare, cu mese, cu scaune, cu frigider, în care presupun că vor fi puse recipientele, au fost asigurate de Primăria Municipiului Târgu Jiu. În acest moment se discută la nivel guvernamental, pe baza solicitării venite din partea Asociației Municipiilor din România, conduse de domnul primar Emil Boc și din care fac parte în comitetul de conducere, se poartă discuții pe asigurarea finanțării. Nu este foarte bine identificată în ordonanță sursa de finanțare. Până în acest moment se încerca cumva transferarea obligațiilor către autoritățile publice locale. La mijlocul acestor discuții este vorba despre circa 1 milion de euro, banii ce ar trebui suportați din bugetul local. Sumele sunt colosale. Adică pentru o lună, pentru tot ceea ce înseamnă centrele de vaccinare de la nivelul municipiului Târgu Jiu, ar însemna cheltuieli de 1 milion de euro pe lună. Nu știm cât va dura această vaccinare la nivelul municipiului Târgu Jiu. Pe de altă parte, noi nu avem un buget aprobat. Toți primarii de municipiu am solicitat Guvernului României să găsească finanțarea necesară pentru medicii și asistentele și personalul medical care își va desfășura activitatea pe perioada aceasta a vaccinării în centrele pe care noi le-am pus la dispoziție. Oricum, pe perioada pandemiei, autoritățile publice locale au fost cumva sau asigurat suportul pentru a putea să luptăm cu acest fenomen. Hotelul, spațiile pe care le asigurăm de fiecare dată, le asigurăm în Direcție de Sănătate Publică, aceste spații pe care le asigurăm pentru a se putea realiza vaccinarea. Nu avem cum în bugetul municipiului Târgu Jiu să identificăm sumele necesare pentru a achita și salariile angajaților care vor lucra în aceste centre de vaccinare. Dar eu sunt convins, am văzut și reacția, v-am spus, colegilor mei de la Asociația Municipiilor din România, că la un moment dat Guvernul României prin Ministerul Sănătății va găsi o soluție în așa fel încât, odată cu începerea vaccinării, să poată să asigure și sumele necesare, că le vor transfera autorităților publice locale sau că plata se va face direct către medicii și către cadrele medicale implicate în această activitate, e o altă discuție, dar cred că banii trebuie să fie deblocați de la bugetul de stat. În Târgu Jiu vor funcționa 4 centre de vaccinare.